Bună ziua! Astăzi vom învăța despre partajarea unei prezentări folosind Microsoft OneDrive. Ce este OneDrive? OneDrive este un spațiu de stocare virtual. Când este încărcat un fișier în OneDrive, acesta va fi stocat pe serverele Microsoft. Avantajele stocării în OneDrive. Fișierele vor avea o copie de siguranță. Dacă calculatorul se strică sau fișierele se șterg accidental, acestea pot fi recuperate din spațiul de stocare. Accesarea fișierelor de oriunde. Chiar dacă sunteți plecați într-o călătorie și vă lăsați calculatorul acasă, puteți accesa fișierele de pe un alt dispozitiv. Fișierele pot fi partajate cu colegii. Prin stocarea unui fișier în OneDrive, schimbările realizate de colaboratorii care au acces la fișier pot fi vizualizate rapid și în timp real. OneDrive poate fi accesat online sau poate fi descărcat și instalat ca aplicație desktop. Odată realizat acest lucru, poate fi sincronizat cu fișierele de pe calculatorul personal și orice schimbare poate fi vizualizată online. Astăzi vom discuta despre varianta online a OneDrive. Pentru a accesa OneDrive este necesar un cont care are acces la spațiul de stocare. Acesta poate fi un cont de Microsoft. După accesarea linkului onedrive.com, vom apăsa pe butonul de logare și vom introduce credențialele contului care ne dă acces la OneDrive. Interfața OneDrive cuprinde butonul folosit pentru accesarea aplicațiilor, opțiune de navigare în fișiere, fișiere recent utilizate, fișiere partajate, coșul de gunoi de unde pot fi recuperate fișierele șterse, opțiunea pentru crearea unei biblioteci partajate care permite grupului vostru să stocheze și să acceseze fișiere de oriunde. Când accesăm fișierele, avem următoarele opțiuni: crearea unui director nou sau crearea unui nou document, fișier de calcul tabelar, fișier prezentare, formular, fișier diagramă sau link. Butonul de încărcare, unul pentru sincronizare, configurarea fluxului de lucru pentru liste și biblioteci. Pentru a crea o nouă prezentare, de la butonul Nou, vom alege opțiunea Prezentare PowerPoint. Odată creată această prezentare, o putem partaja cu alți colaboratori. Putem acorda drepturi de editare sau vizualizare persoanelor care au deja acces sau anumitor persoane. Putem revoca drepturile de editare sau seta o dată până când fișierul poate fi editat. Putem seta parolă. Prin copierea și trimiterea linkului către colaboratori, se facilitează partajarea prezentării. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre cum putem partaja o prezentare într-un mediu colaborativ.